Mesele copioase de sărbători reprezintă de multe ori un abuz la care este supus organismul uman. Preparatele tradiționale din porc, salata de beof, dulciurile și, nu în ultimul rând, băuturile carbogazoase și alcoolice duc de cele mai multe ori la probleme digestive și chiar acumularea câtorva kilograme în plus. Puțin regim nu ar strica. Și în termeni foarte obișnuiți, așa o spune, regim de înfometare un pic. Niciodată să nu ne ridicăm de la masă sătui. Întotdeauna putem mânca, putem gusta din, dar să întotdeauna să mai rămână loc, adică pentru ceva. Nutriționiștii recomandă după perioada sărbătorilor de iarnă o detoxifiere a organismului și consumarea unor alimente mai ușoare pentru digestie. Sunt recomandate chiar orezul și cartoful bogate în elemente nutritive necesare energiei de care are organismul nevoie. Nu trebuie să ne lipsească niciodată și în sărbători și după sărbători vegetalele. Vegetalele din alimentație, și când spun vegetale mă gândesc chiar la cele care sunt folosite într-un meniu complex, cum ar fi orezul, care este foarte bun, are fibre vegetale multe, cum ar fi cartofii, care se folosesc ca și garnitură la foarte multe mâncăruri, și, bineînțeles, legumele crude sub formă de salate, toate legumele posibile pot fi făcute salatele murate, legumele murate au același potențial benefic ca și cele proaspete. Dacă la masa festivă de Revelion și Crăciun am avut toate aceste alimente, atunci neplăcerile nu își vor face simțită prezența. Dacă ele au lipsit și masa a fost foarte bogată în grăsimi, nutriționiștii recomandă ca o perioadă să renunțăm și să adoptăm un stil de viață mai sănătos. De asemenea, hidratarea organismului este foarte importantă și nu trebuie neglijată. Hidratarea este importantă oricând și este foarte binevenită și sigur că apa nu strică, apa este foarte bună și trebuie întotdeauna să ne hidratăm corespunzător. Și pentru că mai urmează o sărbătoare mare ce încheie seria sărbătorilor de iarnă, pentru Sfântul Ion, nutriționiștii recomandă câteva leacuri antimahmureală. Se spune că este bine să se consume sifon sau apă minerală, una sau două aspirine sau chiar zeama de varză.